Populația comunii Marea este foarte ordonată, au înțeles mesajul, toți se poartă măști. Majoritatea, poate mai este o excepție, unul, două, mai se poate, dar majoritatea poartă mănuși, poartă măști, fără probleme, toți respectă toate normele de igienă și pentru protecția de COVID. Noi, ca de exemplu, am făcut o achiziție de măști, am dat la fiecare persoană măști și mănuși, le s-a dat la toate persoanele din comună. Comun zic foarte bine cu medicii de familie, medicii de familie merg ei la ei și fac toate analizele, le se dă rețetele. Chiar o parte din ei mi-au dat și mie rețete, doamna doctor mi-a dat prin WhatsApp rețetele, mi-am dus, le-am cumpărat, care nu se puteau deplasa, le-am cumpărat din la farmacie rețete, de s-au dus medicamentele și tot sunt bine. Pericul cel mai mare nu cred că putem spune că este la locuitorii comunii Marea Listă, ar trebui să le dea dreptul să poată să circule, să poată merge în Suceava, fiecare să-și poată reia activitățile economice. Nu putem să ținem populația izolată, să o ținem în casă închisă fără să poată să meargă, să muncească și să se dezvolte, să se întrețină familiile. Noi tot la nivelul primăriei, eu cu consilieri, cu un grup de consilieri, cu un grup de cetățeni binevoitori, am întreprins demersul ăsta, deci am făcut ajutorarea bătrânilor. Și am creat unele discuții. Fiindcă de ce i-ai dat lui ăla și nu mi-ai dat mie? Când meritam și eu, că și eu sunt în vârstă, că și eu sunt săracă, că și eu sunt așa. Deci aceeași problemă o să fie și cu tabletele astea. Deci ori li se dă la tot, ori nu li se dă la niciunul. Fiindcă cel care, să zicem, sunt cazuri sociale, sunt și cazurile astea sociale, dar dându-i la ăla, ăla nu știe să-l prețuiască cazul ăla social. Fiindcă cazul ăla social o să-l meargă și o să-l distrugă. Și o să vină și o să ne spună ăla la care părinții au muncit și au cumpărat o tabletă și o să spună, bă, uite, lui ăla i-a dat, eu am muncit și am dat. Și atunci se creează tensiunile astea sociale, care bă, la unul îi dai și la unul îi dai. Nu este corect. O să dau la toți, dacă nu se dau la niciunul. Părerea mea asta așa ar trebui făcut.